o glumă. Dan Savu spunea că suntem aproape ieșiți. Eu aș prefera să fim aproape intrați, dar asta e partea a doua. Așa. Lăsând gluma deoparte, vreau în primul rând să le mulțumesc primarilor, domnului Ilie Gheorghe și domnului Anton Cornel, care au reușit, dacă vreți, prin cu sprijinul Consiliului Județean, astăzi să ducă, dacă vreți, la unirea pe încă o axă a celor două voi importante, Valea Doftanei cu Valea Prahovei și Valea Slădicului. Dar este evident, și nu candidează, deci n-am interese, că aici meritul esențial este al lui Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean. Și o să vă spun de ce. Am cunoscut mulți politicieni, fiecare cu greșelile, cu meritele sale. Dar Mircea Cosma are un merit deosebit pe care îl găsești la puțini oameni politici. Și anume are o viziune. Și viziunea lui Mircea Cosma din ultimii 12 ani a fost aceea de a crea niște axe de comunicație. Că le-a spus drumul Sării, că le-a spus drumul Vinului, că le-a spus drumul Voievozilor. De fapt, vorbim de crearea conexiunilor, dacă vreți, pe orizontală la nivelul județului Prahova între diferitele văi. Știți bine, ca să ajungi de la Câmpina la Chiria, trebuie să treci pe la Ploiești. Ca să ajungi la Sinaia, de la Sinaia la Valente, asta duci pe Brașov. Prin crearea acestei axe, care leagă Telega de Cosminele, prin axa de la Pietriceaua la Aluniș, sunt zeci și sute de kilometri care sunt scutiți. Gândiți-vă numai la cât carburant se economisește. Și de ce s-a realizat acest lucru? Pentru că Mircea Cosma a înțeles, a avut o viziune și se ține de ea de 12 ani.